Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre parfumurile pe care le-am purtat săptămâna trecută și simt nevoia să reiau această serie pentru că așa putem să vorbim mai mult despre parfumuri, să vin cu recenzii, pentru că tot am făcut haul-uri, deci aș vrea să vorbim puțin despre parfumurile pe care le port și să vă spun părerea mea despre ele. Așa că mie îmi place foarte mult această serie pentru că pot să vin cu parfumuri și povești. Îmi place mult să fac genul acesta de clipuri. Aș vrea să fac și clipuri tip recenzie. De fapt, și aici vorbim despre parfumuri și fac recenzii, însă mai pe scurt, pentru că vorbim despre mai multe parfumuri. Însă m-am gândit să fac și clipuri tip recenzie, de exemplu, într-un clip să vorbesc despre un singur parfum, nu știu dacă v-ar interesa, dar îmi spuneți și voi în comentarii dacă vreți să fac parfumurile săptămânii sau dacă vreți să fac clipuri tip recenzie, să îi dedic un clip unui parfum despre care vreau să vorbesc. Îmi spuneți și voi cum vi se pare mai bine și ce v-ar plăcea să vedeți pe acest canal. Ei bine, astăzi vorbim despre parfumuri, avem un parfum nou și este vorba despre Tao, despre parfumul Ralucăi și mai am pe aici încă unul, nu știu dacă am vorbit despre el, dar haideți să începem. Vorbim despre parfumul începând cu data de 1 aprilie și parfumul pe care l-am purtat pe 1 aprilie la un eveniment este acesta. Aura Sensuel este un parfum foarte frumos. Dintre toate aurele, acesta mi se pare cel mai potrivit pentru mine. Îmi place mai mult chiar și decât Aura Apa de Parfum. Îmi place mai mult decât acesta, dar și acesta este un minunat. Aici avem ceva floral, avem gardenie, avem ceva spicy, nu știu, scorțișoară, ceva de genul. Note verzi, mosc alb și santal. Cred totuși că acest parfum are mai multe note decât acestea care sunt listate. Eu simt în primul rând vanilie. Și haideți să discutăm puțin, dacă tot le avem pe ambele aici și dacă tot le-am purtat săptămâna trecută pe ambele, dar să știți, vreau să vă spun că parfumul acesta a primit complimente și cineva mi-a zis cum îl simte pe mine. Doamne, cât de bine miroase! Are ceva verde, dar chiar vorbeam cu cineva ieri despre verdele acesta din aura acesta și din celălalt, Apa de Parfum, verdele, eu îl simt fructat în parfumurile acestea, deci eu înainte le-am tot evitat pentru că credeam că este ceva verde, iarbă verde, nu este chiar iarbă verde, este un verde fructat și mă duce un pic cu gândul la kiwi, mă duce verdele acesta pe care îl simți și îl vezi atunci când, îl vezi în ghilimele, da? Când miroși parfumul, este un verde fructat, un verde care mă duce cu gândul la un nectar de kiwi, la verdele acela cărnos, să zic așa, la verdele acela, la pulpă, da. Este un verde pulpă fructată, ceva de genul. Încerc să vi-l descriu cât mai bine ca să înțelegeți, mai ales dacă nu ați testat parfumurile acestea. Și este și dulce, în acesta se simte și partea florală foarte frumoasă, este un parfum foarte feminin, foarte diafan și am primit complimente, cineva mi-a spus că simte așa ca o pudră de bebeluș dulce și diafan și așa este, este un parfum foarte frumos și foarte feminin. Iar vorbim și despre acesta pentru că l-am purtat chiar ieri. Aici, haideți să-l dăm și pe el, să facem un pic, să le analizăm puțin pe amândouă. Aici nu simt partea florală pe care o simt în Aura Sensuel, care mi se pare mai feminin decât acesta. Da, seamănă între ele, seamănă, mai ales partea asta verde fructată pe care o simt eu. O simt și aici și acesta are vanilie, dar are și rubarbă, are o deschidere mai suculentă, mai proaspătă, mă refer la EDP.
Eu îl simt mai verde pe aura, pe acesta îl simt mai verde. Nu simt partea aceea florală, pentru că nici nu are gardenia. Se simte bine în aura Sensuel gardenia. Ele două seamănă foarte bine, dar mie îmi place mai mult aura Sensuel pentru că mi se pare mai feminin. Poate că... Da, acesta mi se pare un pic mai suculent. Acesta mi se pare un pic mai suculent. Are și el partea aceea verde, un verde exact așa cum este sticla parfumului, un verde nectar, un verde pulpă, un verde pulpă de fruct. Așa îl văd eu. Sunt două parfumuri minunate. Am văzut că nu prea se mai găsesc, din păcate. Eu de aura Sensuel știu că este discontinuat, din păcate. Dar am zis să-mi cumpăr măcar varianta aceasta mică. Persistă foarte bine și acesta. Sunt două parfumuri minunate. Pe el îl văd mai feminin, mai floral, mai... are și el partea aceea. Are o parte spicy. Nu știu de la ce vine, dar o simt și aici. Sunt două parfumuri absolut minunate și acesta este parfumul care mi se potrivește cel mai bine, cel puțin în această perioadă sunt obsedată de el. Foarte frumos este. Și am rămas cu capacul în mână. Sinceră să fiu, decât să-mi cumpăr parfumul acesta full size, mi-aș cumpăra un backup pentru aura Sensuel. Cam asta aș face eu. Momentan nu mă apuc de asta, dar mă mulțumesc cu 10 ml, chiar mi este de ajuns și chiar intenționez să cumpăr variante mici pentru că am destule parfumuri. Într-o seară am simțit nevoia să port La Belle Jean Pogotier, însă parcă nu mai merge, parcă nu m-a mai dat așa pe spate cum a făcut-o în perioada rece, asta pentru că nu mai este perioada lui. Dar este un parfum pe care îl iubesc, este un parfum pe care îl port cu mare plăcere oricând. L-am purtat, v-am zis, într-o seară, dar nu mai are farmec, începem să trecem la parfumuri ceva mai light, ceva mai luminoase și acesta este un parfum vanilat, fructat, eu simt în el vată de zahăr, deci mi se pare un pic cam mult pentru perioada asta, dar tot cred că o să-l mai port, pentru că oricum mai port parfumuri dulci, n-am nicio problemă. Și un altul dulce pe care îl ador este Mojo. Mojo este un parfum pe care aș vrea să-l am mereu în colecția mea și trebuie să mai cumpăr o sticlă pentru că uitați-vă cât am consumat. Aici avem fructe roșii. Fructe roșii, ceva spicy, vanilie, dulce, 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 ceva dulce, dar are și ceva fresh în el. Este destul de aerisit și cred că nota aia spicy, proaspăt, condimentat îl simt. Îl face ceva mai purtabil în perioada asta și îmi place super, super mult. Chiar, deci persistă parfumul ăsta atât de bine. Persistă pe haine până le speli, deci mi se pare incredibil ce preț are și cât de bun este parfumul acesta. Minunat! L-am purtat și pe el, o să-l mai port pentru că este unul dintre preferatele mele și mai ales e genial pentru prețul pe care îl are. Ca un parfum pe care l-am purtat săptămâna trecută și pe care o să-l mai port este Scandal à Paris. Ei bine, acesta este un minunat. Avem aici o pară scăldată în miere, dar totodată este un parfum aerisit, nu este lipicios, nu este deranjant, mi se pare potrivit în această perioadă, cred că îl văd nepotrivit doar vara. În rest, da, și știți care e problema? Un pic te faci, un pic simți că ești presat, că vezi, Doamne, e primăvară și ați văzut floralele mele, câte florale am? Tot după acestea întind mâna. După parfumurile care sunt florale, dar și dulci,
Și nu mă prea interesează despre această presiune că este primăvară și trebuie să porți pe tine doar flori. Chiar nu mă interesează. Trebuie să purtăm ceea ce simțim și eu chiar nu... Deși vreau să vorbesc despre multe parfumuri din colecția mea, nu vreau să simt această presiune să port pentru că vreau să-l port să vorbesc despre el, nu. Foarte frumos este parfumul acesta. Este dulce, dar nu este exagerat de dulce. Mi se pare aerisit, este o miere delicioasă aici, un fruct delicios. Și oricum a fost o perioadă destul de rece. Vedem ce o să simt nevoia să port mai departe. Probabil că o să mă îndrept și către flori, cum începusem să fac la un moment dat când vremea era caldă, dar apoi s-a făcut iarnă. Că pot să zic că au fost niște zile destul de urâte și am simțit nevoia să port dulci, asta am purtat. Și dacă o să simt în continuare, asta o să fac. Dar da, îmi plac și parfumurile florale, dar să vină, domne, primăvara ca să le purtăm. Încă un parfum pe care l-am purtat, un parfum care se află în colecția mea de mult timp, dar nu prea m-a atras. În primul rând sticla aceasta mie nu prea îmi place. Dar nici parfumul parcă nu știu, ori nu este perioada lui, ori nu este, nu mi se potrivește mie în această perioadă, dar în deschidere e destul de bănăluț, să zic așa. Când se usucă este mai interesant, mai dulce, mai seducător, așa, mai plin, sexy. Este un parfum frumos, îmi place, dar nu prea m-a atras, nu prea am întins mâna după el, nu știu de ce, dar asta este realitatea. Nu am parfumul, nu l-am cumpărat întreg, a fost o parțială, nu am foarte mult în el, dar sincer să fiu, după ce o să consum acești 20 de mililitri care sunt aici, nu l-aș recumpăra pe acesta, mă tentează cel roz. Chiar mă tentează parfumul acela, cred că este mai pe placul meu. Un alt parfum pe care l-am purtat săptămâna trecută este Yves Saint Laurent Le Parfum. Pe acesta o să-l arunc în bagajul meu de vacanță și chiar o să vină un clip de vacanță. Dar cred că o să intre și acesta pentru că mi se pare foarte frumos, foarte puternic, foarte... persistent și da, este un parfum îndrăzneț și feminin și foarte frumos și o să-l iau cu mine pentru că eu caut parfumuri care să persiste bine când plec undeva. Aici avem o deschidere citrică spicy, proaspătă, apoi imediat vine lavanda, apoi floarea de portocal care iese foarte bine în evidență în parfumul acesta. Are izul acela, am dat eu pe o hârtiuță aici, nu am dat, dar dăm acum. Un parfum adevărat, un parfum îndrăzneț, feminin, frumos. Este și dulce, se dezvoltă foarte frumos, are o vanilie superbă în el și miere și tonka. Chiar este o frumusețe de parfum și da, trebuie să vă placă floarea de portocal pentru că iese bine în evidență, cel puțin pe mine, la nasul meu, floarea de portocal iese în evidență. Apoi, ușor, ușor, se duce într-o zonă caldă, dulce, vanilată. Îmi place mult, 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 mult. Un alt parfum pe care l-am purtat săptămâna trecută este Zadig & Voltaire This Is Love. Trebuie să vă zic că atunci când am descoperit parfumurile de la Zadig & Voltaire, am fost wow, dată pe spate, mi s-au părut diferite pentru că nu mai găsim izul, ADN-ul acesta, nu prea l-am mai întâlnit în alte parfumuri. Sunt deosebite și sunt frumoase, dar față de anul trecut nu mai sunt atât de înnebunită, dar îmi place foarte mult și acesta. Este un pudrat, un lemnos, un santal cremos,
Avem și violetă și ghimbir în acesta și îmi place foarte mult deschiderea la el. Ce nu prea m-a mai atras, cred că santalul ăsta din Zadig. Am purtat foarte mult parfumurile astea și un pic m-am îndreptat și către altele, dar avem o deschidere absolut minunată, ghimbirul acesta este foarte frumos și cred că o să trec la celălalt, la varianta de vară, pentru că este ceva mai aerisit și mai spicy și mai proaspăt condimentat. Acesta este un pudrat cu un santal cremos, dulceag. Foarte frumos, foarte frumos. Dar se usucă, cred că în uscare nu prea mă mai încântă atât de mult cum mă încânta el odată. Dar tot rămâne un parfum pe care o să-l am în colecție, un parfum care îmi place și are ADN-ul acela pe care cu siguranță nu îl simți în alte parfumuri. Și haideți să vorbim despre ultimul parfum. Este vorba despre Tao. Am primit întrebări în legătură cu acest parfum și l-am lăsat la final pentru că vreau să vorbim un pic mai mult despre el. Tao, Eter, Marhaba, Raluca, cred că deja știți despre ce este vorba. Eu l-am împărțit cu o altă iubitoare de parfumuri, năsoasă și curioasă. Am făcut un decant din el, dar l-am tot analizat și eu zilele acestea. O să mai revin și cu update-uri, dar o să vă spun cum mi s-a părut mie când l-am testat prima dată, cum mi se pare mie acest parfum. Parfumul a ajuns la mine de pe parfumat.ro. Dacă vreți un mic discount, găsiți în descriere codul meu. Și l-am dat și pe piele, pentru că pentru mine surpriza este în bază. Are ca și note. Ia, hai să discutăm noi un pic despre el. Nectarină, portocală roșie și condimente, în mijloc are vanilie, flori albe, rom și ceai alb și în bază are miere, paciuli, tonka și lemn de santal. Prima dată când l-am deschis, mi s-a părut că miroase, are o deschidere destul de puternică, destul de condimentată și am simțit romul poate, ceva mai buzy. Apoi s-a așezat câteva zile parfumul și vă spun exact cum miroase el. Nu simt flori albe în el. Romul, nu vă gândiți că este ceva ce nu puteți purta în cazul în care nu vă plac parfumurile buzii. Mi se pare destul de bine echilibrat, dar poate că această combinație de rom și ceai mă duce cu gândul la un ceai negru cu ceva fruct, cu piersicuță mai degrabă decât nectarină. Eu simt, de fapt, predomină pe pielea mea mirosul de ceai negru cu piersică, mă duce cu gândul la Nesti cu piersică. Nu pot să zic că simt în bază mierea, o simt la un moment dat, dar când se dezvoltă el, nu, în bază nu simt neapărat ceva, nu detectez ceva din notele acestea, dar rămâne un miros foarte, foarte plăcut, un miros un pic fructat, dar la modul de ceai cu fruct. Este dulceag, este diafan, este plăcut, versatil, nu este foarte puternic, nu simt că are o proiecție foarte mare, îl văd moderat așa din toate punctele de vedere. Mi se pare un parfum versatil, bun de purtat la birou, unisex, bun de purtat de către oricine. Da, este un parfum versatil și plăcut în cazul în care căutați un parfum cu ceai. Este relaxant, este un pic dulce, un pic fructat, dar nu este ceva care să proiecteze foarte mult, dar nici nu cred că este genul de parfum făcut în așa fel încât să proiecteze foarte tare, pentru că totuși se duce într-o zonă cozy și relaxantă. O să mai discutăm despre el, cam așa îl văd eu acum, o să-l mai port și o să mai povestim despre el. Un parfum versatil, moderat din toate punctele de vedere și unisex.
Dacă aveți întrebări, mai vorbim în comentarii, îl mai analizez, mai povestim despre el. Aici am cutia parfumului. Așa arată ea. Și o să mai discutăm despre acest parfum. Acestea au fost parfumurile pe care le-am purtat săptămâna trecută. Sper că v-am lămurit, dacă nu, lăsați-mi în comentarii și oricum o să mai revin cu update-uri. De-abia aștept să îmi spuneți despre Tao. Dacă, nu știu, cum vi se pare vouă, dacă l-ați testat față de cum mi se pare mie. Chiar aș fi curioasă să văd și alte păreri. Sper că v-a plăcut acest clip. Pe mine mă găsiți și pe Instagram. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă. Vă doresc o zi frumoasă și ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!